Învață de la Iancu Guda și BCR cum să faci față situațiilor neprevăzute cu un fond de rezervă și începe să economisești de azi. BCR, pentru o Românie inteligentă financiar. Salut! Bine ai revenit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre investițiile alternative în imobiliare, indirecte sau variante care totuși să justifice toate provocările de granularitate scăzută, lichiditate scăzută, randament scăzut. Totuși, cum fac investiții inteligente în imobiliare? Se poate. Pentru că varianta directă de a cumpăra apartamente, de a le gestiona, de a găsi chiriași, de a obține o chirie raportată la preț de 4% pe an și o creștere pe termen mediu-lung, adică 10-15 ani, de cel puțin de maximum 2-3% pe an, nu generează un randament satisfăcător. Haideți să vedem puțin despre alternativele de investiții în imobiliare, care rezolvă problemele fundamentale ale deținerii proprietății în mod direct. În primul rând, când deții o proprietate, investești o sumă mare de bani într-un moment, și orice este riscant în viață când faci treaba asta, calitatea construcției, trecutul juridic al terenului, al dezvoltatorului, toate complicațiile care pot apărea, tu nu le cunoști și s-ar putea să le descoperi ulterior și să ai probleme. De aceea, fie ai cunoștințe avansate, fie blochezi timp și bani ca să faci toate verificările necesare corecte. Asta înseamnă că după ce deții proprietatea, vei bloca timp și pentru a gestiona acel activ, mentenanță, întreținere, utilități, se mai apar probleme, defecțiuni și să găsești chiriași care se tot schimbă. Practic, dacă ai nevoie de bani la un moment dat și toți banii tăi sunt numai în imobiliare, lichiditatea este scăzută, că pui anunțul de vânzare, dar s-ar putea să dureze până când obții banii, chiar luni de zile. Și într-un final, randamentul să te ducă undeva la 4-5% pe an este foarte, foarte puțin. Trebuie să te pricepi cu adevărat ca să faci randament 10% pe imobiliare din proprietate directă, să cumperi în stadiu de proiect ca să iei la un preț mic, dar asta înseamnă că trebuie să cunoști foarte bine dezvoltatorul, calitatea, să ai o rețea foarte bună, vizibilitate, cunoștințe, relații. Și nu toată lumea are acces la toate acestea. Pot să investesc indirect în imobiliare, în companii care dezvoltă companii de construcții sau dezvoltatori imobiliari sau materiale de construcții. Eu vreau să fiu în pantofii dezvoltatorului imobiliar care face randamente fantastice, 30% pe an, pentru că își dublează banii în 3 ani până ridică un bloc. Nu vreau să fiu chiriaș și să scot 4% pe an și să blochez foarte mulți bani. Mai pot să investesc în fonduri mutuale, care la rândul lor sunt specializate pentru investiții în real estate, în companii de construcții. O fac din telefon, foarte simplu, la un comision de 1-2%, dar nu mai am nicio bătaie de cap, am diversificare, am lichiditate și am randamente foarte interesante spre 10%. Mai pot să investesc în companii de real estate listate la bursă, care la rândul lor dețin proprietăți, le oferă spre închiriere, finanțează proiecte de investiții dezvoltatori imobiliari, pentru că pun milioane de euro într-un proiect, cunosc foarte bine proiectul, dezvoltatorul, tot istoricul, fac due diligence, verificările, adică practic am o echipă de profesioniști care se ocupă de toată această investiție, sau mai pot să fac coproprietate prin blockchain, să dețin o parte dintr-un activ imobiliar, și am la fel granularitate, lichiditate, cu un token unic, am dreptul de proprietate care este al meu și pot oricând să vând și să obțin sume mici de bani. Practic aici am surprins toate aceste avantaje, că pot să ale investițiilor indirecte în imobiliare, că pot să fac investiție mică realizată periodic, am un management profesionist care se ocupă de toate aceste investiții și business, am simplitate că pot să o fac pe online, transparență, preț, companie listate la bursă, îmi zic în fiecare minut care este prețul la care se tranzacționează și foarte important, randamentul de 9-10% pe an, cu o lichiditate excepțională, pot să vând, pot să tranzacționez imediat.
Așa că gândiți-vă bine când vreți să investiți în imobiliare, alternativele indirecte sunt mult mai bune, mai eficiente. O să vorbim despre opțiuni concrete cu invitații specialiști, antreprenori de succes în domeniu, modelul de business, riscurile, cum sunt gestionate și cum funcționează. Așa că țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Continuă să economisești într-un fond de rezervă ca să treci mai ușor peste evenimente neprevăzute. Emisiune sponsorizată de BCR. BCR, pentru o Românie inteligentă financiar.